Mitrița joacă bine, dar nu neapărat. Mitrița, vedeți că are și vreo 6-7 asisturi. Nu-i nor. E, dacă s-ar pune ca la hockey și s-ar puncta, ar fi departe. Nu contează numai golurile. E un jucător bun, un jucător care face diferența și care oricând poate să, poate să destabilizeze apărările adverse. Acum nu știu la ce te referi, cât îl va ajuta, la ce să-l ajute pe el. La convocare la CETA l-am văzut că nu la CETA. Nu, nu, nu sunt eu măsură să, să stau și să dau verdicte acum cine merită sau cine nu, cine nu merită. Dacă Lipăcic îl dau de la Calba, care e un campionat, să mă scuze Dumnezeu, dar mult sub ceea ce înseamnă Arabia Saudită la ora actuală și vedeți și voi ce se întâmplă la Arabia Saudită, lasă-mă să cred că poți să-l iei și pe Mitriț. La selecția națională nu se face pe criterii sportive, că mai sunt antrenori... Nu, mă, ce faci, mă, vrei să mă bat cu Iordănescu să mă aștepte pe afară? Lasă-mă cu astea, că nu... Dar cum s-a văzut scandalul cu Ianis Hagi? Iară un lucru care nu mă interesează și nu. Fiecare are opinia lui. Păgică-l înțeleg, este tată, în primul rând. Ianis este un jucător bun, un jucător care poate avea nevoie de ajutor în aceste momente și cred că în alte țări așa s-ar fi procedat, cred în alte țări că așa s-ar fi procedat, dar în același timp Pedi are nevoie de jucători valizi, jucători care au meciuri în picioare, jucători care joacă la echipele de club și care probabil trebuie să fie 100% în momentul. Asta e echipa națională. Echipa națională trebuie să fie formată de jucători care te uiți, bă, duminică ce a făcut? A jucat? Bine, vine. N-a jucat? Stai, bă, acasă. Dacă ești pe bancă și rup banca și când te duci la duș ai vergituri pe funduleț de la bancă, ce să... Șase puncte. Dacă nu e 6 puncte cu Andorra și cu Belarus, trebuie să... Ce să... Mai... Nu vreau să zic mai multe, dar...